Sporurile anunțate de guvern pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne nu vizează pe toată lumea. Doar anumite categorii din cadrul instituției vor primi o plată unică de 5.000 de lei. Din această listă sunt excluși, de exemplu, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Despre asta a vorbit pentru TV8 ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros. Acesta a mai specificat că plățile pentru angajații vizați vor fi făcute luna viitoare. Deci vor beneficia de acest spor Inspectoratul General de Poliție, Inspector General de Carabinieri și Inspectoratul pentru Migrație. Se identifică cum soluții pentru a include în această listă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Știți să ne ziceți cam de când se vor da aceste plăți? Deci cu certitudine vor fi în luna octombrie. Deși în cadrul Ministerului de Interne sunt angajați circa 15.000 de oameni, plățile acordate de guvern vizează puțin peste 10.000 de persoane. Sindicaliștii anunță că vor cere sporuri și pentru celelalte categorii din MAI, dar și pentru una din structurile Ministerului Justiției. Federația noastră vom merge cu pasul demersului pentru a solicita acordarea tuturor funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului de Interne acest spor. Și tot la fel vom solicita pentru Administrația Națională a Penitenciarilor din cadrul Ministerului Justiției, autoritate despre care nu s-a vorbit, dar care tot muncesc într-o perioadă destul de dificilă. Sindicatele spun că așteaptă și majorări salariale de la începutul anului viitor. Potrivit șefului MAI, categoriile care vor beneficia acum de sporuri salariale au fost selectate în funcție de plățile efectuate anterior pentru angajații Ministerului. A fost selectat efectivul care nu beneficiază de alte sporuri care sunt conform legislației în vigoare, astfel numărul de personal este mai mic decât cel declarat conform ocupării funcțiilor în cadrul Ministerului. Acum două zile, premierul Dorin Recean a lansat programul Spor pentru Moldova, care prevede inclusiv acordarea unor plăți unice pentru aproximativ 10.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile au anunțat sporuri și pentru alți bugetari, inclusiv profesori, în timp ce medicilor li s-a promis majorarea salariului cu 15%.